Cred că FCSB merită titlul de campion, a fost echipa cea mai bună în acest campionat, a început foarte bine, a avut o continuitate, o constanță în rezultate, așa cum am mai spus, dar foarte important este că nu au avut niște competitoare pe măsură, adică echipele cu care s-au luptat pentru câștigarea campionatului, au fost un pic, mie îmi place să spun, s-au pus piedică singure. N-au avut niște evoluții foarte bune, s-a întâmplat ceva atunci când probabil erau într-o formă sportivă bună, s-a întâmplat tot timpul Ok, ceva și în afară, deci ele extrasportiv. și-au pus singură piedică, dar Rapid și-a pus piedică cu, nu știu, 1 milion, 2, 3 milioane, cât au investit numai în achiziții de jucători. În sfârșit a apărut o echipă care poate să rivalizeze cu FCSB, ba chiar a depășit-o pe FCSB în acest sezon, în ceea ce privește sumele de achiziții. Am avut o echipă, Universitatea Craiova, care a adus un antrenor ce a fost în Champions League, în grupe, Ivailo Petev, un antrenor care a fost curtat încă din sezonul trecut, de Mihai Rotaru. Am avut o echipă CFR Cluj care ne-a spus că a adus un fotbalist în Campionatul României cum nu s-a mai văzut pe plaiurile mioritice. Este vorba de Omar El Cadori și câte și mai câte. Am avut o echipă Farul, despre care se spune că, nu-i așa, sub conducerea magică a lui Gică Hagi, poate să facă lucruri incredibile. Adică avem totuși niște adversare care au venit cu argumentele lor, au venit cu niște Da, la începutul campionatului, într-adevăr, erau echipele care puteau să pună, să emită pretenții la câștigarea campionatului, așa cum ai spus și tu, dar cum ai spus și tu, dar să nu uităm, CFR a schimbat un întreg lot la începutul campionatului, deci s-a făcut o restructurare sau o reconstrucție, da, în care a plecat și Dan Petrescu, a venit un alt antrenor. Deci s-au schimbat, de fapt, mai mulți antrenori și acolo. Andrea Mandorlini a început bine, a început foarte bine, după care n-a mai avut rezultatele scontate. A venit Adi Mutu, n-a avut o continuitate pentru că nu înțeleg de ce nu i s-a dat o continuitate lui Adi Mutu să poată să meargă mai departe. Universitatea Craiova, cred că în fiecare an se bate la campionat, pare echipa cea mai îndreptățită, echipa cu o valoare a lotului și ca echipă foarte bună, dar tot timpul, nu știu, în momentele în care trebuie să arate ceva și să facă pasul spre a câștiga titlul, atunci cedează. Și am văzut și în campionatul acesta și pentru Cupa României, la fel cum au ieșit din această competiție. Farul a început foarte prost, deci așa cum am spus, normal pe hârtie, la începutul campionatului, cred că toți sau majoritatea își propun obiective mărețe, câștigarea campionatului sau accederea în play-off, celelalte echipe, dar până la urmă pe hârtie este altceva. Într-adevăr, cum ai spus și tu, a venit Ivailo Petev, antrenor de Champions League, toată lumea îl recomandau ca un antrenor foarte bun și probabil este un antrenor foarte bun, dar nu s-a văzut această schimbare, nu s-a văzut nici în mentalitate, nici în joc, nici în rezultate. Deci, cred că aceasta a fost situația prin care FCSB a câștigat atât de detașat acest titlu anul acesta, chiar dacă este după o perioadă destul de mare, dar până la urmă este o campioană meritorie, din punctul meu de vedere. Până la urmă, să vedem ce se întâmplă și în cupele europene, pentru că bătălia cea mai mare și cred că cea mai importantă este în cupele europene. Acolo trebuie să facem o imagine frumoasă. Un titlu este un titlu foarte frumos, îi felicit pe toți cei care au fost acolo, staful tehnic, toată lumea, administrativ, medical, dar a fost echipa cea mai bună. Catalin, după ce s-a lămurit această chestiune cu câștigarea titlului, au continuat totuși controversele, pentru că FCSB și pe site-ul oficial și la bucuria de pe teren, la final de meci, și-a asociat acest triumf cu numărul 27. FCSB a transmis această idee către fanii ei, care sunt de aceeași părere, că de fapt este al 27-lea titlu din istoria Stelei, iar FCSB ar fi Steaua. Fanii FCSB, asta spun, e părerea lor, că justiția spune altceva. Știm ce spune justiția și în momentul de față, la
în instanță, există și un proces. Justiția spune că acesta este primul titlu al FCSB. Corect, dacă este. FCSB. Deocamdată nu avem în legătură cu palmares o decizie. Da, însă avem cu numele și să nu uităm ceva la FCSB. Eu tot mă ascult de fiecare dată când înscrie FCSB și comentatorul pe care îl cheamă Ghencea, crainicul stadionului, strigă gol roșii-albaștri. Deci roșii-albaștri, în viziunea suporterilor roșii-albaștri, au 27 de titluri. Și am avut și un enunț al comentatorului de la una dintre televiziunile care au transmis meciul și au spus acea înțepătură, că este o înțepătură astăzi în Ghencea, pentru că s-a jucat și în Ghencea. Cred că a fost mai mult decât o înțepătură, a fost așa ca o lovitură de sabie, așa chiar. Da, cu cele 31.000, nu știu câte scaune libere. Nu o să ajungem nicăieri, deja subiectul este tocit, îl știm. Fanii FCSB vor sărbători și titlul 28 când va veni, dacă va veni, și 29 la fel. Deocamdată fanii Stelei nu reușesc să sărbătorească promovarea. Însă cu toții avem aici la această masă o anumită vârstă, mai înaintată așa. Și am văzut niște decenii în fotbalul nostru. Ce s-a întâmplat pe arena națională și ce s-a întâmplat în acest final de sezon și fotbalistic pe teren, ne-a arătat o echipă care joacă în roșu și albastru, cum ziceai tu, roșii albaștri, dar care a semănat cu Steaua pe care o știam dintotdeauna, adică autoritară pe teren, cu o diferență apreciabilă în fruntea clasamentului. Care Steaua de o știam dintotdeauna? Că diferențe mari sunt în istorie, nu poate să semene FCSB. Nici nu cred că s-a cu echipa Vitezișilor din 86 sau cu echipa care a făcut legea. Mă refer cu ideea de Steaua, cu o echipă care domină campionatul, cu un joc mai bun sau mai puțin bun. Mă refer la diferența de puncte, la diferența de spectatori în tribune. Mereu Steaua a fost numărul 1 din acest punct de vedere, ca număr de puncte, este echipa cea mai de succes, ca număr de spectatori. Și avem o altă formație care spune că este Steaua, dar care are 31.000 de scaune goale pe stadionul ei și care joacă undeva într-un anonimat incredibil cu echipă din Slatina pentru nu știm ce. Adică ce s-a întâmplat de-a lungul deceniilor cu ideea de Steaua, echipa dominată? Adică cum ar fi să vii la Madrid și să spui cu o echipă care joacă cu Fuenlabrada este Real Madrid și o echipă care are 80.000 de oameni pe Bernabeu sau unde o avea pe stadionul acesta mare în Madrid, este altceva, nu e Real Madrid. Cel mai important patrimoniu pe care îl poate avea un club, o echipă, o entitate din sport în general sunt suporterii, fanii, ei vin cu identitatea. În momentul de față, Steaua, CSA Steaua, care joacă în Ghencea, tot în roșu și albastru, se numește Steaua, este prinsă în cleiul neputinței unor oameni care ar fi trebuit să ia decizii și să ducă proiectul ăsta început în 2000 sau relansat cum pentru fani. Și poate n-ar mai fi fost 30.000 de locuri. Dar eu nu cred că este cleiul, eu nu cred că este neputința unor oameni. Adică eu nu cred că sunt 3, 4, 6 oameni care zic, despre care noi zicem, bă, noi nu putem să o băgăm pe CSA Steaua pe culoarea acesta de promovare, adică să-i facem contextul legislativ. Eu cred că ei chiar nu pot, adică nu pot în sensul nu că sunt neputincioși, nu există o cale prin care să-i faci aceste echipe. Eu cred că mai există pentru că dacă proces de care vorbesc, care e foarte important. Steaua și-ar rezolva o cale prin care să se asocieze cu un privat. Nu are cum să se asocieze, păi, când va fi procesul pentru palmares. Ce faci? Te întorci de la ideea... Și nu doar procesul pentru palmares, procesul pentru despăgubire. Despăgubire, păi acolo, asta este potul gândit, 37 de milioane de euro, despre cât e vorba. Da. Acolo este. Deci în acest cerc suferă acești oameni care au umplut cele 1000 de scaune la un meci de Liga Secundă. Problema echipei Steaua nu este că joacă Liga Secundă. Joacă Liga Secundă, ok, poate să... Problema este că nu îi se vede niciun fel de speranță. Cum a ajuns Steaua în Liga Secundă? Este singura și echipă, oamenii aia trebuie respectat și singura echipă din istoria fotbalului nostru care nu a retrogradat niciodată. Cum adică a ajuns în Liga a doua? Cum a ajuns în Liga a doua? Pentru cum că poate a din Liga a patra, a promovat. Deci suntem în săptămâna mare. Sigur că putem să ne întrebăm cum a apărut Domnul nostru Iisus Hristos, dar acestea sunt niște chestiuni care sunt dintr-un cu totul alt plan. Adică cum
S-a întâmplat ceva la fel de miraculos ca Steaua fără să retrogradeze. Steaua fără să retrogradeze a ajuns în Liga a doua fără să, adică cum a ajuns fără să retrogradeze? Logic. FCSB nu are continuitatea în acte. A existat asociația Fotbal Club Steaua București, care a fost dezafiliată. Patronul lui FCSB, domnul Becali, a zis așa, iau activele jucătorii și renunț la pasive. Continuitatea aia nu e. Procesul ăla nu că l-a câștigat domnul Talpan. L-ar fi câștigat oricine și un copil de grădiniță. Acolo a fost greșeala la domnul Becali. Domnul Becali a luat o societate care a făcut trecerea dintre Steaua și FCSB și a făcut așa cu ea, pentru că avea datorii. Este o chichiță avocățească. Nu este o chichiță avocățească, este o societate care moare. Și de aici apare acest proces. Domnul Talpan a dat drumul la, cam așa, singur împotriva tuturor. Păi, așa a început, că se părea că a luptat singur. Așa sunt tot felul de echipe care au apărut ieri. Dinamo al lui Nicolae Badea, Universitatea Craiova lui Rotaru. Nu a apărut echipa lui Dinamo al lui Nicolae Badea. Este, echipa lui din Nicolae Badea este din anii 90. Deci de Dinamo, când s-a desprins, Dinamo din Liga 4 da, este Dinamo din clubul sportiv Dinamo. Deci Dinamo, adevărata Dinamo este echipa din Liga 4? Este, nu știu dacă e adevărata Dinamo, este echipa care are drepturile de patrimoniu. Super. Deci noi avem, este o echipă înscrisă... Dar judecătorul așa a judecat, Mihai. Dinamo, această echipă din Liga 4, este o echipă apărută al alteri în campionatul României. Este înscrisă, da, are secția așa. De... Avem Universitatea Craiova care s-a înscris de curând de în... Avem echipa Universitatea Craiova înscrisă de curând în campionatul României, asta lui Rotaru. Avem echipa acestea Steaua... Da, acestea Steaua iarăși înscrisă de curând. Și despre toate aceste echipe, Dinamo lui Bada, sunt unii care susțin că sunt alea din anii 40. Nebunia și ele au apărut în campionatul României acum, de una zi. Este nebunia noastră balcanică. Se mai întâmplă nici și măcar pe la... balcanică, prin, este pur românească. Bulgaria sunt situații și mai... Bulgaria și atât, în rest. Da. Și Bulgaria atât. Și România.